Astăzi, la Șahul de Poveste, vorbim despre marele maestru chinez Wang Hao. S-a născut la 4 august 1989 în Harbin, China, și a avut rezultate deosebite în șah încă de la vârstă fragedă. În 1999 a câștigat medalia de bronz la campionatul mondial sub 10 ani, iar la Olimpiada de șah sub 16 ani din 2002 a luat aurul cu echipa chineză. La același turneu, cu 8 puncte din 9 posibile, a câștigat și medalia de aur pentru cel mai bun rezultat individual. În 2005, la doar 16 ani, a obținut titlul de mare maestru internațional, iar la sfârșitul anului 2007 a intrat în top 100 mondial. În acest moment se află pe locul 17 în lume, cu un coeficient ELO de 2744. În 2019, Wang Hao a devenit campionul Asiei, calificându-se apoi la turneul candidaților prin câștigarea Open-ului Isle of Man. Totuși, anul acesta, după ultima rundă a turneului candidaților, când părea să fie în apogeul carierei, Wang Hao și-a anunțat retragerea din șahul profesionist la doar 31 de ani din pricina unor probleme de sănătate. Cu toate acestea, a anunțat că va continua să lucreze ca antrenor și că va mai juca probabil și meciuri demonstrative. Îi dorim multă sănătate!